Iubită familie îndoliată, iubiți frați, surori, îndoliată adunare, trecerea în veșnicie a sorii noastre Chibici ne adună din nou la oaltă, la această vreme de toamnă frumoasă, înaintată, o vreme care parcă vine să ne aducă aminte că fiecare snop trebuie strâns la timpul lui. Am stat în aceste clipe care merită să fie clipe de oprire, de lecurecere, și m-am gândit în mod special la familia Chibici. Prin harul și prin providența lui Dumnezeu, prin planul lui Dumnezeu, a hotărât Dumnezeu să fiu vecin cu casa în care s-au născut fratele Dumitru, fratele Samuel, fratele Cornel, casa în care a trăit familia Chibici și unde s-a adunat pentru prima dată adunarea pocăiților în Ipotești. Vremea a mers înainte și fratele Cornel s-a mutat pentru o vreme la Arad, s-a căsătorit, însă pentru că Dumnezeu a avut planul lui și pentru că această familie s-a dedicat, s-a dăruit total în lucrarea lui Dumnezeu, au hotărât la o vreme să se întoarcă din nou la Suceava și așa cum spune Sfânta Scriptură, putem spune despre ei că au găzduit pentru mulți ani chivotul Domnului. Sora Chibici a fost gata să lase Banatul, să-l urmeze pe fratele Cornel în zona aceasta, un lucru care se întâmplă rar. Pentru că pe cei din ținuturile acelea parcă îi prinde groaza, gândindu-se că trebuie să se mute la răsărit. Și totuși ei au făcut-o și nu sunt singuri, dar sunt puțini cei care, de dragul lucrării lui Dumnezeu, la un moment dat și înțelegând chemarea pe care le-o face Domnul, au hotărât să se întoarcă și să fie de folos lucrării. De multe ori ne-am întâlnit în lucrare cu fratele Cornel și cu sora. Am rămas cu multe amintiri, cu multe sfaturi în urma celui care a plecat. În zilele care au trecut și noi cu biserica ne-am rugat pentru sora Chibici, însă Dumnezeu în suveranitatea Lui a hotărât s-o mute acasă, așa cum auzeam că spune Apostolul Pavel. E o mutare binecuvântată. Când ești împăcat cu Dumnezeu, când ai siguranța mântuirii și porți în suflet nădejdea veșniciei, e o mutare de la ceea ce este vremelnic la ceea ce este veșnic. De la bucurii trunchiate, limitate, uneori parcă așa de trecătoare, la o bucurie veșnică, la o adevărată împlinire și fericire, la adevărata viață pe plaiurile veșniciei, a eternității. Într-o asemenea ocazie, Cuvântul lui Dumnezeu vine să ne aducă parcă o oprire din alergarea vieții noastre. Fiecare astăzi am putea să ne gândim că am fi fost în altă parte, ocupați cu altceva, încă mai este vreme de lucru pe afară, prin țarină, prin construcții sau în altă parte. Dar un popas ca acesta este binecuvântat pentru sufletul nostru. Altădată eram privați de posibilități, de decizii, de alergări. Eram limitați, aveam dreptul numai de acolo și până acolo. Acum trăim în vremea tuturor oportunităților. Putem să avem parte de atâta zbucium, de atâta alergare, zi și noapte. Dar Dumnezeu ne este la o asemenea împrejurare în cale și așa cum îl auzim vorbind în Psalmul 46, spune: opriți-vă. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Ne oprim din toate alergările noastre. Ne oprim și ne gândim, de fapt, că au fost și alții înaintea noastră care au alergat, poate, mai mult decât noi. Obișnuiesc însă să-mi aduc aminte de o vorbă de Duh care spune că cine aleargă mult și se grăbește permanent, nu face decât să ajungă mai repede la punctul final. Să ajungă mai repede la mormânt. Citim în cartea prorocului Isaia, la capitolul 53, starea oamenilor de atunci și, practic, prevedem starea noastră. Noi,
rătăceam. Fiecare își vedea de drumul lui. Ca niște oi fără păstor. Sunt atâtea drumuri pe care apucă oamenii într-o parte sau în alta. Curioși aleargă să-și potolească cunoașterea, afaceriștii aleargă să-și potolească lăcomia, epicurienii ne arată filozofia lor, alergau să-și împlinească plăcerile, fiecare își vede de drumul lui. Și fiecare și-a ales o cale. În cartea Proverbelor, cel puțin de două ori, la capitolul 14, versetul 12, și apoi la capitolul 16, versetul 25, spune înțeleptul, multe căi, multe căi separ omului bun, dar la urmă, la urmă duc la moarte. Ne alegem fiecare calea lui. Dar la urmă duc toate căile astea la moarte. Trăim într-o lume zbuciumată și într-o lume care aleargă într-o parte sau în alta. Trăim într-o lume care în timpul vieții este copleșită de îngrijorări și de temeri și apoi copleșită de atâtea nenorociri, de atâtea boli, de atâtea molime, care de la o zi la alta parcă se înmulțesc. E o lume în umbra morții. O lume care trăiește parcă sub spectrul morții. În anul 2011 a fost o conferință privitoare la existența umană. O conferință care a discutat despre lume, despre omenirea care trăiește pe pământ. Printre cei care au fost acolo, un reputat sociolog spunea așa: cu toții trebuie să constatăm și să fim de acord că de fapt lumea asta este angajată doar pe două căi. O cale duce la disperare. O altă cale duce la moarte. Viitorul nu ne oferă nimic sigur, nimic îmbucurător. Oamenii trăiesc ori în groază, în disperare, în depresie, ori așteptându-și moartea. Ce să faci într-o asemenea situație? Te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu spune că, într-adevăr, în vremurile de pe urmă, oamenii vor fi. Și urmează o listă așa de lungă și pentru fiecare caracteristică de acolo, te uiți la știri, te uiți în rubrica ziarului, te uiți ce se anunță de la o zi la alta și îți dai seama că Biblia confirmă ce a spus omul acela. Că pur și simplu, cu tremuri, inundații, tsunami, molime, microbi scăpați de sub control, tot felul de boli terminale la care nu mai pot face față doctorii, medicamentele, spitalele, toate astea te îngrozesc. Parcă ești pe drumul spre Emaus. Când orice nădejde s-a prăbușit, când pentru viitor nu mai vezi nicio speranță. Te gândești apoi la faptul că omul n-a ascultat de Dumnezeu, că păcatul a deschis ușa morții, că moartea practic ne așteaptă pe toți și într-o asemenea situație iarăși spui, a avut dreptate. Noi însă astăzi avem parte de Cuvântul lui Dumnezeu din nou. Și Cuvântul lui Dumnezeu a venit astăzi și prin fratele dinainte ne-a îndreptat atenția către Domnul Iisus Hristos. Vine să ne mai aducă nouă o nădejde. Dacă suntem oameni pe placul lui Dumnezeu, dacă prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credință ne-am căpătat neprihănirea, cartea Proverbelor spune că cel neprihănit și la moarte încă mai poate trage nădejde. Și atunci vorbești de mutare. Vorbești de un somn, vorbești de o plecare de la ceea ce este parțial limitat la ceea ce este desăvârșit, la ceea ce este veșnic. Domnul Iisus s-a arătat astăzi pentru noi și ne-a spus că El este învierea și viața. Haideți să privim tot la El. Și să-L auzim vorbind
Și la capitolul 14, tot în Evanghelia după Ioan, de fapt toată Evanghelia asta tot aprinde câte un reflector și ne mai arată încă o latură binecuvântată, încă o calitate a Domnului Iisus Hristos. Capitolul 14, versetul 4. Știți unde mă duc, zice Domnul. Și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ca să nu fii cuprins de disperarea care parcă cuprinde întreaga lume. Ca să nu te cuprindă groaza și sudorile morții. Și din cauza fricei de moarte să nu fii rob toată viața, cum spune Pavel la Evrei, capitolul 2, Domnul Iisus Hristos este acela care a venit să ne oprească din alergarea și de rătăcerea noastră. A ieșit înaintea noastră și vine să-L confrunte pe omul acela de știință și vine, practic, să confunde mentalitatea și copleșirea asta care a pus stăpânire peste oameni. El vine și spune, mai este un drum. Pentru voi mai este o cale. Dincolo de disperare și dincolo de moarte, mai este o cale care duce la liniștea inimii, la o odihnă binecuvântată, la o trăire în biruință, în echilibru, în siguranță. Mai este o cale care nu duce la moarte, ci duce la viață. Și ce viață! Viață eternă! Cu câțiva ani în urmă, în munții Apuseni, a fost o mare inundație. Au năvălit cu hoaile și au adus multe pagube. Undeva între munți era plasat un șantier și în organizarea de șantier în niște bărăci erau un număr de muncitori. Din cauza cuvailor s-a rupt orice legătură cu ei. S-a dat semnalul de alarmă și pentru salvarea lor o formațiune militară, un detașament de armată a plecat să-i scape, să-i salveze. Au ajuns pe un drum forestier până aproape de ei, după care s-au blocat. Din cauza ceții, nici cu elicopterele nu puteau merge la ei, n-aveau nicio legătură telefonică, mașinile cu tot echipamentul lor, cu toată puterea lor, cu toată tehnica militară s-au blocat. Într-o asemenea situație, nimeni nu știa ce are de făcut decât să aștepte să se îndrepte vremea. Tot în punctul ăla unde era pur și simplu blocat corpul ăla de armată, a apărut la un moment dat un păstor cu o mașină, era încă cu doi sau trei frați, aveau și ei în valea respectivă o tabără de copii. Copii de pocăiți. Nici ei nu puteau lua legătura cu copiii ăia și nu știau ce e acolo. Și-au vrut să treacă și comandantul militar de acolo i-a oprit. A spus, domnule, n-aveți voie să treceți. Noi, practic, răspundem și de siguranța populației în situația asta. Nu este posibilitate să ajungeți acolo și nu vă dau voie să treceți. Păstorul a insistat și a spus, domnule, tata a fost șanterist în locul ăsta. Eu cunosc toate drumurile de aici. Este un drum pe care se poate ajunge acolo. Nu se poate, domnule, știi dumneata mai mult decât noi? Nu-ți dai seama ce hărți militare avem noi? Nu-ți dai seama ce topografie avem noi? Nu-ți dai seama cât de dotați suntem? Eu văd cât sunteți, zice asta, de dotați. Dar eu vin să vă spun că mai este un drum. Nu aveți voie să treceți. Atunci le declăm orice răspundere. Noi avem acolo atâția copii. Răspundeți de viața lor. Pentru că noi vrem să mergem să le dăm ajutor și armata, în loc să ne ajute, oprește, de fapt, un ajutor care trebuie dat unor copii. În situația asta, comandantul s-a tras înapoi, a stat de vorbă la telefon cu superiorii lui și a zis, pe răspunderea voastră puteți trece. Și păstorul s-a dus, într-adevăr, cunoștea zona atât de bine, a știut pe ce drum să o ia, a ajuns la copii,
Copiii erau deja veseli, bucuroși, ploaia trecuse, nu era nevoie să-i aducă acasă, voiau să-și ducă tabăra până la capăt, s-au întors liniștiți înapoi. În momentul când s-au întors înapoi, le-a ieșit înainte comandantul și a zis, n-ați vrut să ascultați, v-am spus să nu vă duceți. Păstorii a zis, stați liniștiți, am fost, i-am văzut pe copii, totul este în regulă, acum putem fi liniștiți, ne întoarcem acasă. Și atunci ăsta a roșit, a plecat capul și a zis, deci mai este un drum. Da, zice păstor, mai este un drum. Pentru cei pe care îi cuprinde groaza, gândindu-se la viața care o mai au de trăit, în atâtea și atâtea nenorociri care par să inunde lumea asta. Pentru acei pe care îi cuprinde groaza morții și se gândesc doar la groapa rece, se gândesc doar la verm, se gândesc doar la nimicire, se gândesc doar la întuneric, vine Domnul Iisus Hristos cu atâta dragoste și cu atâta îndreptățită autoritate și ne spune, mai este un drum. Eu sunt calea. Eu sunt adevărul și viața. Mai este un drum. Haideți în ziua aceasta, pentru că vedem vremelnicia acestei veți. La această oprire, la acest popas, să ne oprim și să ne gândim bine. Mai este un drum. L-a deschis Domnul Iisus Hristos pentru noi. L-a călcat El însuși cu picioarele Lui. A mers pe drumul acesta slujitorii Lui și Pavel zice, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele Domnului. Calc pe urmele Lui. Haideți să ne gândim la acest mare adevăr și să ne asigurăm că suntem pe calea aceasta. Arată cuvântul lui Dumnezeu că este o cale îngustă, dar e dreaptă. Nu este o cale populară. Puțini sunt cei care o află, dar ăștia sunt binecuvântați. Ăștia sunt absolviți de judecată, ăștia sunt scăpați de moarte, ăștia au nădejdea și au siguranța, certitudinea vieții veșnice, a veșniciei. Mai este o cale. Apoi Domnul Iisus ne mai spune ceva. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin mine. Îmi povestea fratele păstor respectiv că umblând prin munți pe acolo, cunoscând zona aceea, la un moment dat a luat un grup de tineri de vârsta liceului și a spus, putem, dacă vreți, să mergem într-o excursie extraordinară, să vizităm niște locuri frumoase și apoi să vizităm și peștera Cutare. Era o peșteră cunoscută în zona respectivă. Și au plecat. Și într-adevăr, i-a condus pe potecile știute de el și au ajuns la peșteră. Dar când au ajuns la peșteră, o ușă mare de fer, cu gratii acolo, bloca intrarea în peșteră. Un lacăt mare rusesc, un lanț, încuia ușa aceea și ăștia au ajuns acolo și s-au blocat. Și-a arătat fiecare dezamăgirea, regretul că au bătut drumul degeaba până aici, unul mai acid, așa la vorbă, zice, și totuși ni se spunea că avem parte de un mare ghid care ne va duce să vizităm peștera. Păstorul i-a lăsat să primească o lecție de răbdare și apoi a zis, măi, nu fiți supărați. Mai este o rezolvare. Eu știu unde este cheia. S-a dus într-un loc știut de el, unde era dosită cheia pentru ca cineva ne-a avizat să nu intre și să facă cine știe ce pagube prin formațiunile alea de stalactite, stalagmite, care erau în peșteră. Era totuși un mediu protejat acolo. S-a dus, a luat cheia, a deschis, au intrat înăuntru și au văzut toată frumusețea aia de acolo. În fața unei asemenea uși, vor sta într-o zi mulți oameni. Va fi închisă pentru totdeauna ușa aceea pentru ei. Astăzi însă, cuvântul lui Dumnezeu, cât suntem dincoace de mormânt, se deschide și ne vorbește. Și Domnul Iisus spune așa de clar, eu sunt ușa.
Eu sunt ușa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este o singură ușă care duce la Dumnezeu. Suntem așa de puțini în comparație cu cât sunt astăzi la Iași. Un popor atât de înșelat, ținut în întunericul necunoștinței, în incultură, într-o nădejde falsă, într-o stare de orbire și de întuneric, încercând să contrazică cuvântul Scripturii, bătând la alte uși, căutând alte căi, strigând după alți mântuitori, apelând la alt ajutor. Ori cuvântul lui Dumnezeu este așa de clar. În nimeni altul nu este mântuit. Că sub cerul nu s-a dat un alt nume în care oamenii pot să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Nimeni n-a pretins și nu poate pretinde eu sunt învierea și viața decât Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni n-a venit cu această pretenție legitimă. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dumnezeu în marea Lui îndurare, așa de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Hristos este totul pentru noi în viața de aici. Hristos este totul pentru noi în fața morții. Și Hristos este totul pentru noi în fața veșniciei. El este acela care, singurul, a vărsat sânge nevinovat pe altarul crucii pentru păcatele noastre. Și sângele lui vărsat odată pentru totdeauna. Ne curăță trecutul, ne binecuvintează prezentul și ne asigură viitorul. El este acela pe care merită într-o zi ca aceasta, stând în fața lucrării pe care moartea a săvârșit-o și dorind să găsești o punte de trecere de la viața asta la viața veșnică. Și El spune pe cel care vine la mine, nu-l voi zgoni afară. În toată disperarea acestei lumi, El zice, veniți la mine, voi toți trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Vă voi da odihnă într-o lume disperată. Tot El spune, cine aude cuvintele mele și crede în Tatăl care m-a trimis, nu mai vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Putem să spunem și acelui om de știință și tuturor savanților care încearcă să găsească o coerență, un cel, o explicație acestei lumi, mai este o cale. Și această cale este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.